Firma italiană este în plin proces de fabricare a 24 de piscine pentru Jocurile Olimpice de la Paris din această vară. Noutatea este că pereții acestor bazine sunt din oțel inoxidabil, așa că mai târziu pot fi demontați cu ușurință și refolosiți. Un bun exemplu, spune constructorul, de a dovedi sustenabilitatea proiectului. È una tecnologia modulare composta da pannelli in acciaio inossidabile che possono essere composti anche su diversi design e soluzioni. Questo ci ha consentito a Parigi di proporre una soluzione per le vasche temporanee che ospiteranno i giochi. Dopodiché i materiali saranno reinstallati in structuri permanenti sotto forme e dimensiuni diverse. Modulele din oțel inoxidabil produse la fabrica Mirta Pulse din nordul Italiei vor fi transportate în curând în Franța. Odată ajunse la Paris, ele vor fi montate împreună pentru a forma pereții piscinelor. Pentru competiția de la La Défense Arena din Paris, compania instalează două piscine temporare. Una va fi pentru competiții, iar cealaltă pentru încălzire și antrenament. After the competitions, the pools at La Defense will be dismantled and reinstalled permanently, like we normally do in final locations in France. One will be reinstalled exactly as it is, and the other will be divided in two smaller pools. Aceasta este cea de-a șasea olimpiadă pentru care compania italiană asigură echipamentele necesare competițiilor de înot, sărituri de la trambulină și polo pe apă. Unele dintre bazinele de același tip folosite la Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost reutilizate pentru campionatele mondiale de natație de anul trecut de la Fukuoka, în Japonia, înainte de a fi instalate în școli locale.